Emoții mari pentru absolvenții de clasa 12-a care au susținut astăzi 25 august proba scrisă la limba și literatura română a examenului de bacalaureat sesiunea de toamnă. Din cei peste 1000 de înscriși, 800 s-au aflat în sălile de examen la cele 7 centre din Galați și Tecuci. Dintre aceștia, 2 au fost eliminați pentru că au încercat să copieze: un tânăr de la un liceu din Tecuci care a fost găsit cu fițuici asupra sa și o fată care a susținut examenul la Colegiul Tehnic Paul Dimo, care avea un dispozitiv audio ascuns într-o zonă intimă. La limba română s-au înscris 1019 candidați, au fost prezenți 861, respectiv 158 de absenți înregistrați și 2 eliminați. La proba de miercuri avem înscris un număr de 891 de candidați și la proba de vineri un număr de 1053 de candidați, atunci când sunt și mai multe discipline de altfel. Piatra de încercare pentru candidați a fost subiectul al treilea, comentarea temei și viziunii despre lume într-o poezie de George Bacovia. Tânărul din imagini, absolvent al Colegiului Tehnic Paul Dimo, a pierdut numărul încercărilor de a obține o notă de trecere la bacalaureat. George Bacovia. Bacovia? Da. Am scris la plumb. Pentru a câta oară dai? Destule. Cât? 4, 5. A patra, a cincea oară? Da. Și n-ai reușit? Nu. Și de ce ai ales sesiunea de toamnă? Ai încercat și în vară? Nu, vară n-am reușit să ajung. În toamnă crezi că e mai ușor? Cred că da. Mai ușor? Da, cred că da. Ne-a dat poezia, ne așteptam cu toții la o novelă sau un basm, sincer să fiu. Și din păcate a fost George Bacovia, adică poezia. A fost greu? Nu a fost greu, pentru că el e singurul care adoptă teme de tristețe și de moarte și de alte chestii care exprimă în general tristețea. A câta oară încerci? A doua, pentru că prima oară a fost Eminescu și nu m-am pregătit deloc pentru Eminescu. Nu mă așteptam la Eminescu, tot la bas mă așteptam și prima oară. A zis ușor, Bacovia. Te așteptai la Bacovia? Nu, nu mă așteptam. Sincer, mă așteptam să fie poezii, dar Bacovia nu. Dar dimineața cineva a spus o fată aia. A bănuit cineva. Da, cred că au bănuit și colegii mei că tot poezie o să fie. Dar Bacovia nu, nu ne așteptam. Orice altceva în afară de Eminescu sau Bacovia. Bacovia mi se pare destul de greu. A câta oară încerci? E prima dată. Prima dată. E prima dată. N-ai reușit să ajungi la celelalte? Nu, am avut corjența la matematică, am dat-o și am intrat în... Am înțeles, din cauza corjenței. Sesiunea a doua, da. A câta încercare este? A doua. A doua? Da. Și numai în toamnă ai dat sau ai încercat și eu? Am încercat și eu primăvară. Și cum a fost atunci? Atunci a fost mai greu, acum e ușor. La ce notă sper? La 1,7. În total, 1570 de candidați gălățeni sunt repartizați la cele 7 centre de examen. 1000 dintre candidați au terminat liceul anul acesta, în vreme ce restul provine din promoțiile anterioare. Bacalaureatul va continua pe 26 august cu proba la limba și literatura maternă, pe 27 august cu testarea la materia obligatorie a profilului și pe 29 august cu proba la alegere. Rezultatele vor fi afișate pe 1 septembrie, pe 2-3 septembrie vor fi rezolvate contestațiile, după care pe 4 septembrie se vor afișa notele finale.